Este unul din ajutoarele lui Moș Crăciun, un fel de secretară. Are evidența listei de cadouri, știe clar unde trebuie să ajungă fiecare dar. Le aranjează cu grijă ca să arate bine, să dai mai departe. Nu este tocmai cel mai simplu lucru. Iar ea nu are voie să le încurce pentru că îi face probleme moșului. Secretara de care vorbim locuiește într-un sat din Dâmbovița. Înainte de a da mai departe, a fost ea însăși cea care a primit de la alții. Zâmbete stau cu minții în cutii. Nu mai e mult până când vor fi eliberate și îi vor cunoaște pe copiii care au nevoie de ele. Acum, mai mult ca niciodată. Ca să ajungă pe fețele celor mici, zâmbetele au nevoie de ajutor. Și de ajutoare. Așa cum are Moș Crăciun în Laponia. 6-7 ani. Ce? Fetiță? O fetiță care l-așteaptă pe moșul. Ca darurile să ajungă la ea, moșul și-a angajat cu ziua câțiva elevi. Ei sunt, de acum, oficial, ajutoarele lui. M-am voit de la școală, mi-a plăcut să vin să muncesc, de mic muncesc și este foarte frumos. Am 12 ani, băiat. Oamenii mici fac lucruri mari. Moșul are depozite secrete. Nu și pentru cei care lucrează acolo. Cutiile magice sunt așezate în puncte strategice de pe harta moșului. Unul dintre ele este în satul Lungulețu din județul Dâmbovița. Casa cadourilor este patronată și ea de un spiriduș. Unul singur are cheia și nimeni nu poate să se atingă de bucuriile copiilor. Până și moșului e frică să comenteze. Ba mai mult, spiridușul îl și ceartă că a întârziat. A ajuns noaptea. N-a fost punctual. Să ne grăbim, că ne așteaptă de... Da. Ei, și acum s-o cunoaștem pe Luminița. E secretara moșului. Știe din propria experiență cât de important este să primești un cadou la timp. Cred că pe la vârsta de 8 ani am primit și primul cadou. Un training roz, roz, niște cizmulițe din fâș albastre, le mărceam că ele la școală, și un ceas din plastic electronic roz. Și mi-aduc aminte că am dormit noaptea cu ele. Și cu timpul tot m-a frământat lucrurile astea. Poate că sunt și alți copii care tot așa părinții nu le permite ca să aibă și ei un brad, o bucurie. Florentina, Petrică, Bianca, Naomi, Maria se vor bucura. Pentru ei, cadourile sunt ținute bine, de o femeie harnică și corectă. Casa ei micuță a devenit depozitul moșului dintr-o întâmplare. Făcea naveta între București și Dâmbovița. A oprit să o ajute Gabriel, cel care a inițiat campania Zâmbetul din Cutie. Unde stau aici, oamenii nu știu decât varză și cartofi. Și pentru viitorul copiilor lor, același sistem. Varză și cartofi. Deci asta nu e pentru viitor pentru tine. Mergi să faci un liceu, mergi să faci o facultate și mergi să ai și tu bănuțul tău, parfumat, aranjat, de ce să te duci cu băligarul pe tine. Luminița nu are treabă cu agricultura. E femeie de serviciu în casele bogaților. Așa a cunoscut multe lucruri pe care alții le văd doar în filme. A învățat că dacă vrei să-ți fie bine, trebuie să faci bine. Bine pentru Florentina, Petrică, Bianca, Naomi sau Maria și alți zeci de copii care așteaptă minunile de la oameni mari. Simt că aș putea să fac mai mult și nu pot. Sunt un simplu om. Un simplu om care, din simplitatea lui, dă mai departe.